Ideea a pornit de la, de la problemele care am întâmpinat la cabinetul meu privind autorizarea permisului. Am constatat că sunt o serie de reglementări privind autorizarea și reautorizarea permiselor pentru conducătorii auto. Atunci am constatat că sunt foarte multe reglementări care și pe mine mă depășesc, citindu-le le înțelegi, dar când vine un cadru specializat și îți prezintă direct de la sursă, altfel le înțelegi, mai ales că Poliția Română și-a păstrat colaborarea și dorința de a răspunde la întrebări. Deci să fie și un, de la sfârșitul prezentării, o să avem și un set de întrebări și vă rog frumos să puneți întrebările de respectiv. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Apreciez și eu, îmi pare bine vis-a-vis de inițiativa domnului dr. Grumaz de a chema un reprezentant din partea poliției astăzi. Mă numesc Laurențiu Maier, sunt absolvent al Academiei de Poliție, iar din anul 2017 coordonez activitatea biroului rutier din cadrul Poliției Municipiului Turda, anterior lucrând în aceeași structură pe parte de investigarea infracțiunilor la regimul circulației pe drumurile publice. Apreciez încă o dată faptul că alături de noi se află și reprezentanții ai mass media locale, ocazie cu care multe din o parte din mesajele noastre pot fi transmise publicului larg, care știm foarte bine prin intermediul online poate să afle mult mai ușor și mai rapid anumite informații. Ca orice alt act normativ și codul rutier, cunoscut în limbajul comun ca și codul rutier, în fapt, având din urmă ordonanța de 195, ca orice act normativ, cum spuneam, cunoaște de-a lungul timpului anumite modificări în funcție de evoluția socială la modul generic până la urmă. Ce intenție am eu astăzi? Să transmit anumite modificări ce au survenit în ultima perioadă vis-a-vis de acest act normativ, dar și anumite sfaturi, recomandări întâlnite în activitatea practică și din experiența mea. Putem trece la următorul slide. Vrem să facem mai clar? Mai mare. Poate e mai clar. Dar eu cred că poate ar trebui să iei să totuși cu mâna de aici, nu? Ce ziceți? Se vede, se poate citi așa. Da. Bun. Să duc mai spate asta. Face mai mare. Raportat la ce afirma adineau domnul doctor, într-adevăr, în domeniul medical, cu incidență până la urmă și în domeniul rutier, au intervenit anumite modificări, respectiv la începutul anului 2019, s-au modificat anumite articole din codul rutier cu privire la calitatea de conducător a persoanelor care au fost sau sunt diagnosticate cu anumite afecțiuni medicale care sunt practic incompatibile cu această calitate. Până la începutul anului 2019, aceste modificări priveau doar medicul de familie, respectiv doar acesta avea obligativitatea de a iniția anumite demersuri care să conducă în cazul în care acesta semnala față de pacienții pe care îi avea în supraveghere existența unor anumite afecțiuni medicale, să semnaleze organelor competente afecțiunile de care suferă. În urma modificărilor intervenite în cursul anului 2, la începutul anului 2019, această obligativitate incumbă tuturor medicilor, indiferent de specialitatea sau de calitatea acestora.
De ce este foarte importantă această modificare? În special, pentru medici, ei trebuie să se, trateze cu maximă seriozitate obligativitatea care le revine în cazul în care semnalează anumite afecțiuni de care ziceam și care sunt mai degrabă cunoscute de către dânsii, întrucât există un nomenclator, din ce știu, al afecțiunilor care sunt incompatibile cu calitatea de conducător, și mai exact pentru fiecare participant în trafic trebuie să conștientizăm fiecare cât de periculos poate să fie pentru toți participanții existența pe drumul public, fie în diferite calități, fie că este conducător al unui vehicul sau al unui autovehicul sau al unui bicicletă sau așa mai de partea unei persoane care are afecțiuni medicale. Există o procedură destul de simplificată, doar că sunt ținuți medicii de anumite termeni care sunt obligați să trimită medicul, să trimită persoana pe care au identificat-o ca având afecțiuni medicale incompatibile cu calitatea de conducător la un centru medical specializat, care la rândul său trebuie să ia la cunoștință despre afecțiuni, să confirme practic afecțiunile deja semnalate și ulterior să se sesizeze organele de poliție pentru a efectua pașii necesari în vederea retragerii permisului de conducere. Dacă aceasta este primul pas, vis-a-vis de perioada în care se reține permisul de conducere pe motive medicale, conducătorul nu are voie să conducă niciun fel de vehicul pe drumurile publice, putând fi cercetat penal pentru abaterea sau pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care a fost retras permisul de a conduce. Ulterior, în funcție de ce constatări face și medicul și recomandări, persoana în cauză poate să-și redobândească dreptul de a conduce, dar bineînțeles odată cu încetarea motivelor pentru care au atras retragerea permisului de conducere. Iarăși, vis-a-vis de codul rutier, ce vreau să vă aduc cu titlul de noutate, care a intervenit în cursul anului 2018, mai exact în luna octombrie. Știm cu toții că în momentul în care ne gândim la codul rutier, cu ce asociem totul? Cu amenzi, din păcate. Ce modificare a intervenit în cursul anului trecut? E legată de posibilitatea de a achita o amendă pe care a încasat-o contravenientul în urma săvârșirii unei fapte de natură contravențională într-un termen de 15 zile calendaristice și nu lucrătoare, ca să nu confundăm, anterior termenul timp de 48 de ore. De asemenea, prin acest set de modificări vis-a-vis de amenzi, s-a eliminat practic posibilitatea achitării plății pe loc a amenzii aplicate, astfel că se evită orice interacțiune între sumele de bani încasate de la contravenieri și polițiști. Totodată, modificarea aceasta a avut și posibilitatea de a achita jumătate din minimul prevăzut de lege. Practic, să vă dau un exemplu. În cazul în care ați fost sancționat în calitate de pieton cu suma de 290 de lei, că de aici, asta e sancționat de la 290 până la 435 de lei, în 15 zile lucrătoare se poate achita 145 de lei, practică care reprezintă și un punct de amendă. A treia modificare pe care vreau să vă duc la cunoștință și care, din punctul meu de vedere, vine să modernizeze codul rutier, e aceea de a avea posibilitatea, în calitate de conducător auto, de a face o cerere în baza căreia dovada înlocuitoare, în cazul
reținerii permisului de conducere pe o perioadă limitată să fie depusă la organul de poliție, la orice organ de, la orice organ de poliție rutieră și astfel se poate obține permisul de conducere reținut anterior mai repede. Vreau să vă zic din practică, ca și exemplu, în cazul în care se reține unui conducător autopermisul pentru abatere la regimul rutier, se eliberează o dovadă înlocuitoare. Ca să înțelegeți, timp cu valabilitate 15 zile. De ce aceste 15 zile? Pentru că legiuitor a considerat că persoana care a fost sancționată are posibilitatea de a depune contestație. E aici vine, intrând practic, suspendarea de 30, 60 și, sau 90 de zile, teoretic din a 16-a zi. În cazul în care contravenentul înțelege să nu formuleze plângere, el practic în cele 15 zile, poate oricând să se depaseze la unitate de la o structură de poliție rutieră și să facă o cerere de predare a acelei dovezi. Bineînțeles că se va elibera o dovadă fără drept de circulație, iar la expirarea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce, va fi restituit permisul de conducere. O întrebare, indiferent de contravenție care ați făcut? Se suspendă dreptul de a conduce pe 30, 60, respectiv 90 de zile. În momentul în care ați fost depistat, repet, vi se întocmește un proces verbal, vi se reține permisul și vi se eliberează o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație. Da? Bun. De asemenea, ziceam de cele 15 zile. Dacă nu doriți dumneavoastră să conduceți, da, în cele 15 zile, practic ziceam, suspendarea va intra din calendaristic din a 16-a zi. Atunci, în cele 15 zile, la orice structură de rutieră, se depune dovada respectivă și de aici intervine o procedură internă. Practic, de ce ziceam că e o noutate cu caracter modern, întrucât și actual, până la urmă. Pentru că aici, cred că vine în anticiparea modificării care se va implementa vis-a-vis de posibilitatea de a alege în viitor, dar încă nu e nimic bătut, încă de a alege pe viitor perioada în care să fiți privat de dreptul de a conduce, care, din ce am văzut în mediul online, este destul de activ, este prezentă la momentul de față. Dacă te vine starea de ebrietate sub 0,4%, te lasă să conduci 15%. Atunci se eliberează o dovadă fără drept de circulație. Da. Sunt anumite cazuri, dar nu am vrut să intru în foarte multe detalii. Și la propunerea de suspendare în care îți alegi anumite călcări ale legii, contravenții, altele devin automate. Deci sunt unele contravenții pentru care, cum e conducerea sub influența alcoolului, acolo se eliberează fără drept de circulație. Da. Bun. În cursul anului 2018 a intervenit o modificare cu caracter de noutate vis-a-vis de starea tehnică a vehiculelor. Cunoaștem foarte bine toți că pentru a circula pe drumurile publice, una dintre condițiile esențiale ale vehiculului să corespundă din punct de vedere tehnic. Noutatea la ce practic și foarte exact la ce se referă, în cazul în care vehiculul condus de o anumită persoană nu are la zi inspecția tehnică valabilă, se dispune imobilizarea vehiculului, se dispune totodată reținerea certificatului de înmatriculare, precum și a plăcuțelor aplicate număr de matriculare aplicate pe vehiculul respectiv. Din păcate, consecința e că autoturismul nu mai poate fi mișcat din loc și va fi supus unei verificări tehnice la unitatea reare competentă. Practic, vehiculul va fi dus pe un alt mijloc rutier cu o platformă. La reare sau la ITP? La reare. La reare. Bun. Deci pe costă. Costă, da. Plus, bine, eu și 1.305 lei sancțiunea minimum. De la 9 la 20 de puncte de amendă. De la 1.305 lei până la
2019, din, dacă te din păcate. Dacă de parte de Cluj, ai... Da. Aici deja intervine, până la urmă, responsabilitatea noastră de a verifica, și asta e un demn până la urmă pentru, pentru toată lumea, de a verifica constant sau periodic valabilitatea actelor, fie a, fie a celor personale, fie, fie, a, fie a ale vehiculelor pe care le, le conduce. Una, o altă notată pe care vreau să vă aduc la, la cunoștință, vis-a-vis de o modificare privind asigurării civile de răspundere auto. La fel ca și în cazul suspendării matriculării vehiculului, în cazul în, în cazul în care o persoană este depistată având valabilitatea expirată a poliției RCA, de respectiv răspundere, de răspundere civilă auto, se, se reține certificatul de, de matriculare. Din practică, ce recomandare avem noi și vis-a-vis de sancțiile pe care din acest, din acest domeniu, mulți, mulți dintre conducători auto sunt, sunt depistați într-o anumită zi că circulă cu valabilitatea poliției expirată și își încheie în aceeași, în aceeași zi o nouă poliție, susținând că este, este valabil încheiată. Însă este valabil încheiată, dar ea intră, practic, și produce efecte după 24 de ore. Și mare, mare atenție la, la acest, acest aspect. Da, o întrebare. Da, vă rog. Dacă am o mașină care staționează, da, n-am umblat cu ea, da, nu circulă în trafic, îs obligat să am asigurare pe ea? Unde staționează? În curte? Da. Nu. Dar zicea cineva că se anulează din start matricularea mașinii dacă nu ai asigurare pe ea. E bă, dacă nu umbl cu ea. Aici deja intrăm în alte chestiuni vis-a-vis de unde este amplasată, unde sub incidența căror indicatoare. În garaj mașina, da. Nu. Bun. Dar dacă da, vă rog, vreau să ies cu mașina acum în trafic, mi-am încheiat astăzi asigurarea și viu, să zic, de la Cluj, la Turda, cu asigurarea făcută astăzi. Da, mă oprește agentul de 24 de ore. Da, da, mă oprește agentul de poliție, mă amendează, sau numai în cazul în care am un eveniment, nu e valabilă. Nu e valabilă nici în cazul... Nu e valabilă. Nu. Bun. Mulțumesc. Bun. Dacă legea zice clar că intră asigurarea după 24 de ore, e stată de la vis asigurare. E foarte clar. Al după 24 de ore. Numai după 24 de ore, dar atunci nu. În ziua aia. Da, da, da. Deci eu dacă am o verificare auto de la o anumită perioadă, mașinile se verifică anual, da? Da, cele de, bine, vis-a-vis de starea tehnică, cele care au 12 ani, anual se face inspecția tehnică. Când depășești, de exemplu, perioada de, se face în luna respectivă sau în ziua verificarea tehnică se face, cum mai țin minte? Aici deja ține de, deci dumneavoastră trebuie să, în momentul în care circulați pe drumul public cu un vehicul, trebuie să aveți la zi verificarea tehnică. Ziua înseamnă luna sau ziua? Termenul pe zile. Termenul pe zile, nu pe luni. Nu, nu putem circula întâi martie cu, nu, sau în 20 martie cu ITP-ul expirat în valabilitatea expirată în 19 martie. Deci nu pe cale zile calendaristice, asta e termenul de calcul. Înțeles. Deci verificarea trebuie să o facem înainte să te scrie. Bineînțeles. Da. Vă zic circulăm, că dacă nu circulă, nu. Dacă nu circulă cu mașina... Da, corect. Nu, nu, dar știi ce se întâmplă? Totdeauna tu mergi înainte și tot se scurtează. Că, în general, la unități cum este sanibit, tu trebuie în perioada în care ești autorizat, da, în luna respectivă, să ține câteva zile până îți faci acolo. Da, procedura de... După mine așa era normal. Tu ai pe un an de zile sau pe nu știu cât, în luna respectivă, da? Aici ține, de, aici ține deja de fiecare cât e de... când își planifică vehiculul pentru a fi supus verificării tehnice periodice. La fel, încă am observat o chestiune de, practic, poate fi interpretată ca o lipsă de comunicare între persoanele care au stații autorizate de ITP și conducători. Dacă în cazul poliției RCA știți foarte bine că sunteți contactați, fiecare dintre noastre care aveți calitatea de conducător auto, de brokerii care încheie asigurări. În cazul ITP-ului, inspecției tehnice, am observat că
nu se practică chestiunea asta. Ideal ar fi ca aici îndemnăm ca periodic să verificăm valabilitatea documentelor. Cu siguranță că în momentul în care se ține sau persoana care ține o legătură mai apropiată cu persoana la care au obișnuința să efectueze verificarea tehnică periodică, dacă țin o legătură mai apropiată, sunt practic sunt scutiți de ce consecințe pot încurge. La un moment dat spunea că dacă plătim în 48 de ore, amenda se... Era după vechea reglementare, până în octombrie. Și acum? Până în octombrie. 15 zile. Punctele rămân. Se prescriu la 6 luni. Am înțeles. Punctele acumulate într-o perioadă de 6 luni. 15 zile calendaristice, nu lucrătoare, că sunt care n-au lucrat niciodată. Speram că și punctele scad la jumătate. Nu. 45 de lei. Ce anume? Un punct, da. Voiam să aduc în cunoștință. Din ce știu, salariul minim e 2030-2080. Cam așa ești la 2 bun. Deși, dacă sărim acum puțin la ultimul punct, la ultima mențiune, punctul de amendă și în 2019 a rămas la 145 de lei. Dacă până acum am discutat de, să zic, o mare parte din obligații, responsabilități pe care le aveți dumneavoastră, vreau să ating și un subiect care e în mediul online vis-a-vis de utilizarea autospeciale de poliție neinscripționate, acele autospeciale sau vehicule de poliție, cum le spunem noi, civile, care nu poartă în semnele poliției. Vreau să vă zic că în legea de organizare și funcționare a poliției române se stipulează destul de clar că în exercitarea atribuțiilor de poliție, organele poliției pot utiliza atât vehicule cu însemne sau înscrisuri specifice, cât și autospeciale, cum le spunem noi în termeni specifici, neinscripționate. Bineînțeles că, dacă nu cred că vă e străin subiectul acesta, pentru că în cursul anului trecut a fost foarte, foarte discutat pe toate canalele media, dar ce vreau să transmit e că, până la urmă, din propria mea experiență vă zic de ce se utilizează astfel de vehicule, până la urmă e pentru protecția tuturor și putem muta. Înainte de asta, îți părea să specific un pic pe partea medicală. Sau da, din experiența mea. Deci, odată, domnul inspector a spus de problemele medicale, da, legea așa spune, orice medic care te găsește cu o anumită stare, indiferent că e temporară, care îți tulbură capacitatea de conducere, el trebuie să dea o scrisoare și să îndrume medic pacientul către unitate specializată. Deci primim niște scrisori, inclusiv de la urgență. Chiar în cazul, om a avut o stare de agitație, după viroză, după surmenaj, am primit o hârtie că trebuie să le evaluăm, că el nu e în stare să conducă. În momentul când se prezintă, în momentul când ajungem la concluzia respectivă, în timp de o zi, noi trebuie să anunțăm unitatea de poliție în teritoriul căreia unitatea medicală desfășoară activitatea. Trebuie să dăm un răspuns la pacient, în cazul ăsta nu e neapărat pacient sau așa, să anunțăm, dăm un răspuns la unitatea medicală care ne-a primit instituția asta, e concluzia, și aseară trebuie să trimite la medicul de familie, care el să știe ce să facă, pentru că medicul de familie dispensarizează practic toate bolile pacientului. Acum, principalele sunt cele în care epilepsia este foarte importantă, bolile cardiovasculare, unde duc la o pierdere de conștiință. Asta am constatat foarte des. Se limitează la bolile cardiovasculare și la diabet. De multe ori se cere și lege specifică că nu neapărat ai diabet, dar tu trebuie să te duci, la un cabinet, medicul respectiv să-ți dea o hârtie în care să specifice că ai înțeles
riscurile cazului pierderii de conștiință la diabet, e foarte frecvent treaba asta, ca hipoglicemie sau așa mai departe. Sau hiper. Da, sau hiper. Doi, la diabet poți să ai pierdere conștiință și de câteva zeci de secunde. E suficient să pățești. Doi, că n-ai făcut o criză în timpul unei ani de zile și că ești, mergi periodic. Deci dacă nu te duci periodic la cabinetul respectiv să te urmărească, atunci s-ar putea să pierzi dreptul de a conduce. De asemenea, în cazul de epilepsie și interesant, nu numai pentru că epilepsia e o fericire cu ai, dar sunt cazuri în care tu ai o pierdere conștiință și nu se știe ce, din ce cauză. Automat intri un an de zile, ți se suspendă carnetul, te pierdu conștiința cumva și te-ai ajuns la urgență, ei fac hârtie automat, tu un an de zile se suspendă ca într-un an de zile să nu mai faci odată aceeași criză, știi? Și atunci dacă nu ai mai făcut, poți primi despre ce criză e vorba? Că pierderea de cunoștință e și un leșin. Dacă e o criză de epilepsie, cum e, și se diagnostichează că e epilepsie neprovocată, că e epilepsie provocată și neprovocată, provocată de anumite cauze concrete, știi? Și epilepsie nu se știe de ce, în 6 luni ai. Dar dacă tu ai o pierdere și nu se știe cauza, merge până la un an de zile. Pentru afecțiunea ale auzului intervine această suspendare a dreptului de a conduce. Dacă cineva constată, el are obligația să trimită. De exemplu, o alterare de moment a auzului, știi? În momentul când se rezolvă cauza respectivă, noi trimitem înapoi răspunsul, trimitem și la poliție că a dispărut cauza respectivă de suspendare a permisului și poliția trebuie să-ți dea permisul. Aș vrea să mai întreb ceva acum, nu știu dacă dumneavoastră sau domnul de la poliție poate să răspundă. Se vorbea de redobândirea dreptului de a conduce în momentul încetării cauzei afecțiunii medicale. Sau afecțiunii medicale care a restricționat respectivul drept de a conduce. Când se redobândește permisul, trebuie să se mai dea un examen? Nu. Sau numai pur și simplu să dă permisul? Pe motive medicale nu. Deci pe motive medicale nu. N-ați spus de afecțiuni psihiatrice. Același lucru. La afecțiuni psihiatrice îl vede psihiatru comisiei ca atare și stabilește. Îl trimite la testare psihologică, îl evaluează, dacă se constată că are o tulburare de schizofrenie, ceva care îi afectează capacitatea, asta e o treabă care îi decide el. Și mai am o întrebare. Dumneavoastră, de unde știți că e conducător auto sau nu? Trimiteți despre toate persoanele la... Eu ce primesc? La mine vin cei care își fac permisul, își reînnoiesc, e automat... Da, nu, să zic că merge la urgență și acolo aceea putea semnala o afecțiune de genul, dar ei nu știu dacă e șofer sau nu. Probabil îl întreabă dacă conduce persoana respectivă, că altfel n-are cu. Verificări. Normal, după părerea mea, trebuie să fie o bază de date centralizată. Exact. Care să se de asta ziceam. Pentru că foarte mult să știți că vin, nici măcar nu să scrii la medici. De exemplu, cerem și ia adeverința de la medicul de familie în care să se specifice, că nu e dispensarizat cu epilepsie, că poți să ai epilepsie și nu știe nimeni. Sau nu ești dispensarizat aici, ești dispensarizat la în altă policlinică medie. Nu este o centralizare. Sunt foarte mulți care vin de afară sau nu au medic de familie. Și atunci mergem pe ideea de ce răspundere, știi, și îi verificăm noi cât putem de bine. Normal ar trebui fiecare om să avem că este asigurat sau nu, așa ei să știm că această persoană are următoarele defecte. Dacă, de exemplu, o vizită între chilimele la urgență îți poate aduce o suspendare a permisului, cu atât mai mult acel individ, dacă știe că în legislație se prevede ceva în sensul ăsta, va fi tentat să nu recunoască că e conducător auto. Foarte multe cazuri. Cergem pentru că noi descoperim că vin cu permisul și de fapt sunt în evidență la neurologie. Avem norocul că în policlinica care așa se zice că nu are activitate pentru societate la neurologie, la psihiatrie, noi avem totuși o anumită bază destul de importantă cu pacienții psihici și epileptici. Atunci, automat, când vin, îi anunțăm, știți? Sau când vin la control, de când s-a schimbat legea. Dar până acum am avut o problemă. Că nu există. Cred, dacă îmi permiteți, sincer, în continuare la ce ziceați dumneavoastră, cred că cu atât mai mult e importantă modificarea vis-a-vis de faptul că orice medic
poate sesiza sau poate trimite la un cabinet medical specializat, nu numai medicul de familie cum era până anul trecut. La cât se va sustrage sau nu persoana respectivă, deja sunt trimite la medic specializat. Pentru că el ar reprezenta acel pacient un pericol în momentul în care se urcă la volan. Dar dacă medicul nu știe că acel pacient este deținător de drept de a conduce, nu poate, adică nu-l trimite. Știți cum zic? Nu poate trimite, nu are unde să știe. Sunt niște lacune. Pentru că ai două variante. Una, că poate să zic că omul nu poți obliga să spună care e permis sau nu, asta e una, te mă zic cu cer. Și a doua problemă este că dai tu omului bilet, el poate să nu. El are 3 zile obligația să se prezinte, dar informația rămâne la unitatea care mai departe nu merge, de după părerea mea e o disfuncționalitate în punctul ăsta. Numai dacă se întâmplă un eveniment neplăcut, atunci apare problema. Eu aș vrea să mă ridic o problemă, cea a vârstei șoferului, pentru că eu am observat mulți șoferi care nici măcar nu se pot asigura, am văzut, nu pot întoarce capul. Și totuși conduc ca o peste 80 de ani. Nu știu dacă vârsta e o problemă. Noi evaluăm funcționalitatea, că sunt oameni tineri care fac... Da, da, nu aveți cum să le evaluați dacă el are carnetul valabil și el între timp înainte... și-a pierdut reflexele, și-a pierdut mobilitatea. I-am prins... Cum? Nu, sunt și la 80 care conduc. Nu e problema. Problema majoră este că înainte să apară prima modificare, când, să zicem, după legile făcute pe vremea regimului socialist, după tu aveai verificare odată la 5 ani de zile. După 50 de ani, se făcea anual. Acum, practic, la 10 ani de zile. De-aia multă lume și uită că după 10 ani de zile îți dai seama, nu te trezești că au trecut 10 ani de zile și ți-ai exprimat permisul. Foarte multă lume nici nu știe că în momentul când ți-a expirat permisul, te afli într-o ilegalitate certă. Ca să dăm exemple din alte țări mai dezvoltate ca noastre, a prințului consort din Marea Britanie, care la 90 de ani conduce și face accidente fără nicio problemă. Eu am găsit tineri care, din punct de vedere funcțional, mai rău decât cu 60 de ani. Rolește boala, o să fie tranzitorii după. Dar întrebare chiar, care în momentul când tu te trezești că de 10 ani deja nu te-ai uitat și te-ai expirat, că ai probleme și constați că permisul tău e expirat. Ce se întâmplă? Dacă sunteți depistat, se reține permisul. Atât. Da, se reține permisul și automat deja se poți conduce. Automat trebuie să-și se inițeze pașii de redobândire a unui act valabilitate spre atât. Deci nu expiră calitatea de conducător auto, ci un act administrativ. E un act, valabilitatea unui act, nu calitatea de conducător auto. Te prinde cu mașina pe drum undeva. Dacă te prinde cu mașina pe drum acolo, practic îți reține. Dar mai poți conduce sau ți se dă până să ajungi acasă, da. O dovadă. Se dă. Conducerea fără permis ca infracțiune este echivalată cu conducerea fără permis, fără drept de a conduce sau fără act administrativ. De aia... Vă zic. Nu-i tot una, să n-ai deloc permis și să-ți fie inspirat. Eu aia zic că a conduce fără permis e infracțiune. Dar infracțiune în momentul în care ți-a expirat, infracțiune în momentul în care nu l-ai avut niciodată, infracțiune în momentul în care ți-a fost reținut. Infracțiunile la regimul rutier vis-a-vis de conducător auto sunt prevăzute de articolul 335 din codul penal. Și este la articolul 335 alineatul 1, este sancționată persoana care sau vizează acest alineat persoana care nu are calitatea de conducător auto, practic nu deține un act administrativ. La articolul 335 alineatul 2. Aici intervin mai multe teze, respectiv fie persoana conduce cu dreptul de a conduce suspendat,
fie în cazul în care, cum e noutatea de față, conduce cu, în cazul în care permisul i-a fost retras, anulat în urma unei hotărâri judecătorești, iar la aliniatul, la aliniatul 3, sau nu are drept de circulație în România, că există anumite, anumite state ai, ai căror cetățenii nu au drept de, conduce, de a conduce în România, iar la aliniatul 3 de la același articol, este sancționată și persoana care cu bună știință îi încredințează sau are cunoștință de că cel care i-a încredințat vehiculul spre a fi condus pe drumurile publice nu posedă permis, permis de conducere. Deci persoana care, da, sigur, este sancționată. Era, apropo de chestia asta, era sancționată și persoana care încredința autoturismul spre a fi condus unei persoane în stare de ebrietate. Corect. Deci cumva asimilat. Uite pe unul, acolo e regim, intră în numai sfera contravențională. Întrebarea, există programe care să prevină? Adică, înainte să-mi spune permisul, aș aștepta de la Poliția Română să primesc un SMS. Da. În două săptămâni. Vedeți că peste două săptămâni permisul nostru expiră. Există programe de prevenție în cadrul Poliției Nu prevenție, ar fi ideal, da, e o chestiune modernă și foarte utilă, dar... Atunci, nu am vedea acum la amenzi, m-am vedea și că mi-ați anunțat că... Corect, dar ce vreau să vă duc la cunoștință că nu... Poliția Română efectiv e gestionarul unei baze de date, există o direcție, regim, permise de conducere și matriculări vehicule, dar într-adevăr funcționează în colaborare cu Poliția Română, dar ei sunt practic depozitarul tuturor datelor privind calitatea de conducător a unei persoane. Și anume, ba da. Da. Ce vreau să vă mai aduc la cunoștință, că la început transmiteam faptul că înainte de, înainte de 2017, de când am început să coordonez activitatea biroului Rutier, am lucrat în, în calitate de ofițer de cercetare canal la biroul Rutier și chiar dacă nu are, nu are caracter de noutate, vreau să vă aduc la cunoștință două, trei aspecte din activitatea de zi cu zi pe care, pe care am întâlnit-o. Vedeți că e vorba de niște, niște cifre care nu ne fac onoare nici de cum. An la rândul, din mai multe motive, plecând de la infrastructura rutieră, plecând de la numărul de vehicule care a crescut constant pe, pe străzi, plecând și de la numărul de noi posesori de, de permise, care a crescut de la an la an, tot acest cumul a determinat creșterea unui număr, creșterea alarmantă a evenimentelor rutiere cu impacte semnificative. Pe lângă faptul că România și în cursul anilor 2018, dar și în cursul anilor trecuți, a fost, să zic așa, din păcate, la bătaie cu Bulgaria, care se ocupă locul 1 sau 2 la accidente rutiere grave, în ceea ce privește județul nostru, din păcate, după București, după capitală, noi suntem la locul 2 la accidente grave în țară. Vreau să vă zic din activitatea practică, doar în ultimii 2-3 ani, în perioada de competență a municipiului, a biroului rutier din cazul Poliției, am avut peste 20 de accidente, peste 20 de accidente sunt date cu decesul unei persoane. Fără a menționa și celălalt accident grav în urma căruia s-a produs sau a fost pusă în pericol viața unei persoane sau cauzat leziuni grave cu privire la integritatea fizică. Cu această ocazie, ce vreau să profit să mai transmit câteva îndemnuri vis-a-vis de evenimentele rutiere care se întâmplă foarte mult pe străzile din România și să îmi permiteți să îndemn la responsabilitate în actul de conducere, pentru că este o activitate, știm prea bine toți, de la
care este stresantă, pune de multe ori presiune pe noi și din foarte multe motive ajungem să fim implicați în evenimente, din unele cu pagube materiale, dar iar altele cu afectarea integrității corporale. Vreau să transmit că e foarte important să conducem și să conștientizăm actul de conducere. Îmi place mie să spun să conducem nu numai pentru noi, ci și pentru ceilalți participanți la trafic. Și dacă am intrat în sfera asta, voiam să aduc la cunoștință un aspect care reprezintă o cauză destul de gravă vis-a-vis de accidente rutiere, referindu-mă aici la ceilalți participanți la trafic. Când ne gândim la participanți la trafic, de obicei noi îl luăm în calcul numai pe conducătorul auto, dar mai sunt și bicicliști, mai sunt și pietoni, mai sunt și conducători de vehicule cu tracțiune animală, toți aceștia fac parte din ansamblu ce înseamnă participant la trafic. Aș vrea să vă întreb ceva dacă se poate. Ați amintit de responsabilizare în trafic sau apel la responsabilitate. Un îndemn. Da. Există, că de aici mi-am adus aminte, există ceva nou ce ne puteți spune vis-a-vis de sancționarea agresivității în trafic șoferilor? Că era în discuție aspectul ăsta și nu știam dacă există noutăți. Ce mi-ați foarte bună observație și în întrebarea. Într-adevăr, au fost și sunt încă la nivel de discuție posibilitatea de a sancționa conducătorul la trafic și în baza unor altfel de constatări. La ce mă refer? În cazul în care dumneavoastră, să zicem, poți să dați o cameră video pe care o aveți on-board, să zicem, sau aplicată în autoturism, să o sesizați, să o puneți la dispoziția organelor de poliție, care... Se poate face o reclamație punând, atașând imagini. Se poate face o reclamație în acest sens. Numai că aici intervine un foarte mare problem și vă zic din practică, deși ne sunt semnalate nouă ca polițiști rutieri multe astfel de evenimente, incidente în trafic, care pot foarte ușor escalada de la mici și caner până la agresiuni fizice, distrugeri de bunuri și așa mai departe. Din păcate, ordonanța de urgență numărul 2, care reglementează regimul juridic al contravenților, la momentul de față, prevede și impune ca sancțiunea să fie constatată în mod direct de către polițist rutier. Acum nu văd eu niciun conducător autoagresiv sau nicio persoană agresivă care să aștepte să vină cineva de la rutieră până să-i spargă farul la unul. Sau știți cum zic? Dar tocmai în continuare ideea dumneavoastră invocam eu utilitatea practic a posibilității de a duce la cunoștință în mod direct prin mijloace tehnice, că toți suntem în era tehnologiei anumite aspecte din traficul rutier observat de fiecare. De în jur unul trafic e ok, dar când se oprește și vine să-ți dea cu bâta în parbriz, deja e cât se poate de evidentă agresivitatea. Corect. Aici deja intrăm puțin și sub aspect penal, amenințare și așa mai departe. Ce anume? Am crezut că voiam să mă întrebați ceva. Da. Vine el și stare pe mașina ta și cade jos, ca și cum l-ai lovit, tu l-ai lovit. Dar noroc că erau filmate cu cameră video și atunci ar vede că el vine spre tine și intră. Dar dacă nu vine, ce faci? Da, invocam și dacă nu vine... Dacă nu ai cameră ca să-l filmezi. Da, aici intrăm într-un aspect foarte sensibil și ne trimite la articolul 338 din Codul Penal, unde este reglementată infracțiunea de părăsire a locului accidentului. Ca să rezumăm, accidentele se împart fie în accidente cu pagube materiale, fie accidente cu victime, cum le spunem noi. Ca să continui ce ziceați dumneavoastră, în cazul în care se produce un accident, în urma căruia a rezultat vătămarea corporală sau decesul a uneia sau mai multe persoane, există mai multe obligații. Bun.
dacă îmi permite să le zic, am și de a anunța de îndată despre producerea evenimentului rutier, organele de poliție pe raza căruia s-a produs evenimentul. În cazul în care există, să zicem că este pusă în pericol viața și nu se poate deplasa de urgență sau în timp util un echipaj un echipaj SMUR sau al ambulanței, se poate ca și conducătorul să părăsească locul accidentului, să deplaseze el personal persoana la cea mai apropiată unitate medicală cu câteva mențiuni, respectiv de a-și declina calitatea și datele de identitate la unitatea medicală și în subsidiar de a se întoarce de îndată la locul respectiv. Acum se mai pune problema în felul următor. Am lovit, cum mai ziceați dumneavoastră, ca să clarificăm un pic lucrurile. Ați accidentat pe cineva și fuge sau nu stă la fața locului. Ce faceți? Păi, în această situație, în cazul, vă zic că de multe ori din practică am întâlnit probleme în acest gen. De acest gen. Și în acest caz, dacă persoana victima unui accident rutier refuză deplasarea la spital sau să încunoștințeze organele abilitate, dumneavoastră, calitate de conducător auto, sunteți ținut de obligația de a anesteziza. Vă zic, ca să mai expun un exemplu din activitatea practică, în special cu privire la implicarea pietonilor. De multe ori mi s-a întâmplat să fie accidentat un pieton care era angajat în traversarea regulamentară a drumului public, petrecerea pentru pieton semnalizată și marcată corespunzător. A fost accidentat fie puțin sau nu a apreciat că are afecțiuni medicale serioase, a inițiat anumite discuții cu conducătorul care l-a accidentat, care s-a interesat în mod bine intenționat de starea lui, discutând în urma discuțiilor purtate, a rezultat faptul că nu dorește victima să se deplaseze la spital, nu dorește să apeleze numărul de urgență 112, și nu are niciun fel de pretenție de nicio natură. După câteva ore, se deplasează acasă și automat se face rău. Se duce la spital și anunță despre faptul că după poate 5, 6, 7, 8 ore că a fost victima unui accident rutier. E bine, vă dați seama că după 7-8 ore tot materialul probator al nostru deja e fragil și cu atât mai mult suntem interesați să refacem tot acest puzzle. Vă dați seama, situații de genul ăsta ajung conducătorii de, să zicem, chiar dacă au produs un eveniment rutier a cărui responsabilitate o poartă, să fie cercetați și pentru vătămare corporală din culpă și pentru părăsirea locului accidentului. Și, din păcate, pentru părăsirea locului accidentului se livrează, că tot ziceam de permisul de conducere, se livrează o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere fără drept de circulație. Aici vreau să mai atrag atenția la medical. Deci, sunt cazuri medicale și când sunt traumatisme atât la nivelul capului și mai ales în partea stângă, cu splin. Este fenomenul ruperii splinei în doi timp, se numește. Adică ai o lovitură, persoana respectivă nu are nimic, merge, umblă și peste cam 12 ore, cam așa ceva, sau după un anumit timp, se rupe. Și are o emoragie și pică imediat. Dacă vă aduceți de aminte cazul Craiu, acolo la trecere la Bilag, era atunci Bilag, l-a lovit o mașină, era cu bicicleta, s-a dus acasă și a murit a doua zi. Eu am soluționat de seara. Da. Deci exact așa ceva s-a întâmplat. Atenție că lovim pe cineva, el chiar dacă nu se duce, unitatea medicală are obligația să supravegheze 24 de ore sau un timp. Dar el de multe ori nu se duce și problema majoră la noi, pentru că atunci e un accident cu deces, știi? Pentru că dacă atunci l-am duce pe pacient la medic, deja am scăpat de această problemă. Deci e un fenomen foarte interesant, vezi liniștit și după aia te trezești cu o problemă mare. Deci nu are nimica, deci o lovitură simplă, e o hemoragie care se adună simplă și la un moment dat
Știi? Ori pușcă cum este prin se umple capsula aia și pușcă, la un moment dat, și ai hemoragie internă cu scădere masivă, la nivelul creierului, practic, se dur până dimineața, constați că vorba aia, te-ai scurat mort, știi? Da. Tot în acest sens, foarte multe a crescut cazuistica cu privire la evenimentele rutiere care s-au sudat cu bătrâmări corporale, iar unul dintre participanți a plecat de la loc cu comitere infracțiunii. Ce vreau să zic în acest sens e că cel mai important e să fim noi ca și polițiști anunțați despre producerea accidentului. Să anunțați despre producerea accidentului pentru că se poate căda foarte, foarte ușor în naivitatea sau o atitudine superficială care ulterior, cum am zis, poate să producă consecințe destul de serioase. Fiecare, în momentul în care și eu ca polițist și colegii mei și dumneavoastră, în momentul în care suntem pe drumul public, suntem expuși unui eveniment rutier important, e să anunțăm și până la urmă avem noi o vorbă, o soluție se va pronunța în cauza respectivă. Dar dacă noi, chiar de bună credință fiind, nu cădem în naivitatea de care ziceam, chestiunile astea se pot întoarce împotriva noastră și nu, dar tocmai de aceea vreau să spun că multe dosare de urmări penale sunt, în multe dosare de urmări penale se efectuează cercetări sub aspectul sigurășirii de părăsirea locului accidentului. Lumea invocă faptul, bine, dar mi-a spus persoana accidentată că nu are nimic, nu are nicio pretenție de la mine, vrea să se deplaseze acasă, doar a fost o mică speretură și totul a considerat că este în regulă să-și continue deplasarea. Numai cum aminteam, după un anumit interval de timp, pentru că victima nu este ținută de un anumit interval de timp să se deplaseze la unitatea de primire urgență și să ceară să solicite să fie investigată medical. De aici, automat, intervine acest domeniu care produce consecințele de care ziceam. În cazul în care dumneavoastră dădeați exemplu cu pieton trecut pe trecerea de pieton. Da. În cazul în care pietonul traversează neregulamentat sau, nu știu, să zic eu, se împiedică de bordură și ajunge pe carosabil și un conducător auto care conducea regulamentar îl lovește. În continuare este vorba de vătămare corporală din culpă. Da, vă zic. Aici e foarte bine, cum zicea domnul, iar foarte bine dacă am fi avut o cameră pe bord. Ne-ar fi ajutat pe toți. În privința pietonilor, regulile de circulație sunt prevăzute în contravenție la articolul 72. Ca să sărim direct la subiect, în cazul în care un pieton traversează strada prin loc nesemnalizat în mod neregulamentar și este accidentat, dacă persoanei conducătorului care a condus vehiculul care l-a accidentat nu îi se poate reține nici o culpă în intervenirea evenimentului, el poate întreaga responsabilitate. Și acum nu vreau să sune cinic, dar dacă șoferul merge cu mașina, lovește pe un pieton sau pe un biciclist care se dezechilibrează. Da. Deci nu se reține culpa în sarcina conducătorului auto. Da, pietonul ăla dă cu capul și îi sparge farul. Paguba cu farul, cine o suportă? De-aia zic, nu vreau să fiu cinic, da? Dar nu, dar serios, tu dai din mână. Dar vine un biciclist și îți rupe mașina în două, care bicicletă din dezmembrări și tu te trezești că nu mai poți circula. Trebuie să te dă undeva, ce are dreptate, că aici... Nu mai poți circula, că mașina nu corespunde să circul pe la fel publice, că nu are far, nu are nu știu ce. La fel poate fi vorba de intervenirea unui accident cu un tracțiune animal, o căruță. Știm că nu sunt, ele nu au asigurare, da? Ori biciclist, ori conducător de vehicul cu tracțiune animală. Din păcate, chestiunile astea sunt, într-adevăr, ne întâlnim, din păcate, destul de des. Tot numai pe latură civilă se soluționează.
în cazul în care chiar, deci chiar dacă un pieton poartă vina pentru cușa accidentului, oricum se întocmește dosarul urmă verticală. Se efectuează cercetări sub aspectul infracțiunii de vătămare corporală din culpă, se constată că îi aparține culpa în totalitate cu mențiunea pe care o aduceam vis-a-vis de exceptarea celălalt conducător de la de a avea o culpă și se dispune, din practic, vă zic, o soluție de netrimitere în judecată. Ați amintit că în slide-urile anterioare despre neinscripționarea mașinilor. Da. Și m-am gândit la o altă chestie și aș vrea să vă întreb, nu știu, eventual ca precizare măcar. Dumneavoastră, în calitate de agent al Biroului Poliției Rutiere, dacă nu sunteți în timpul serviciului, puteți sancționa o contravenție în trafic, având în vedere calitatea de agent și pregătirea profesională? Sau trebuie să fiți agent constatator? Agent constatator. Deci, da. Având în vedere pregătirea profesională, chiar puteți să interveniți dacă nu sunteți în exercițiu funcției sau în timpul orelor de serviciu? Aici intervine o latură umană și una legală. Legal, nu. Da? Uman, dacă, de exemplu, vă dați seama că eu, dacă aș fi în timpul liber, ca și, cred că oricine, care recomandabil o chestiune de genul ăsta, dacă ai văzut că se comite o infracțiune, da? Cu atât mai mult de o infracțiune, să zicem, de tâlhărie sau un furt, cu atât mai mult eu aș avea o atitudine de... Pentru că așa sunt, în ghilimele, educat ca și profesional, aș interveni. Vis-a-vis de constatarea contravențiilor în timpul liber, nu. Deci, îți ține vorba, puteai să treci în programul. Dar nu, acum eu mă gândeam că tot mă gândesc așa. Pentru că te depășește un polinie continuă. Ce anume ziceți lumea? Deci, mai pregătește dumneavoastră normal în timpul liber. Da. Pentru că liniștiți. Da. Că depășește gustațiile, sunt tot felul de profesioniști care vin pe linie continuă, vă depășesc. Nu vă puteți legitima să vă luați permisul. Nu. Dar puteți anunța prin telefon, numărul. Aici, dacă ați fost atenți, ziceam că se constată direct de către polițist. Cu siguranță am avea, credeți-mă, foarte mult de lucru dacă nouă n-ar conveni. Pentru că vis-a-vis de posibilitatea de a utiliza tehnica în sensul că imagini, înregistrări video aduse la cunoștință de către conducători. Automat, cred că și dumneavoastră, cred că sunteți în același sentiment cu mine, că ar crește la gradul de responsabilizare a tuturor conducătorilor și implicit a disciplinei în trafic. Scădea numărul de accidente. Numărul de accidente, numărul de agresiuni, numărul de persoane care conduc agresiv în trafic. Asta cred că e cea mai mare problemă cu agresivitatea în trafic. E depășea și prin dreapta, vine, frânează brusc în fața ta, la același lucru. N-ai o cameră, n-ai cu ce să dovedești că n-ai martor. Poți să te dezechilibrezi cu mașina, să intri, faci balans și ai o problemă destul de mare. Și am înțeles că nu putem să-i sancționăm dacă nu ai dovezi. Corect. Să vă mai zic o chestiune. Eu militez foarte mult pentru achiziționarea unui astfel de dispozitiv. Nu vreau acum să fac reclamă, că nu mi-e interesul meu, dar e o investiție undeva de vreo 200-300 de lei, de la 200 de lei și așa mai departe, cred că merită. Vă expun tot din activitatea practică o posibilitate, zicem că mergem pe timp de noapte, pe timp de ploaie, într-un loc cu vizibilitatea redusă, în afara localității și dintr-o dată ne trezim că am lovit un pieton, am accidentat un pieton care mai mult decât atât de pe timp de noapte îmbrăcat și neg, în haine de culoare neagră. Vă dați seama într-o chestiune de genul ăsta cât de mult cade în sarcina noastră să administrăm corespunzător materialul probator, pentru că se poate de aici foarte, foarte ușor pleca în diverse direcții, să spună aparținătorului, în cazul în care, Doamne ferește, a rezultat decesul persoanei sau cel accidentat, că a fost în afara drumului public sau pe acostament și să ce ușor poate să-ți creeze un inconvenient. De-aia zic, până la urmă, pe latură penală, orice
probă. Orice probă este admisibilă. Pe, ca întrebare, acum am vorbit de șofer. Pe pieton, din nou, conduitor, îi afectează cu ceva? Nu, afectează numai că trebuie să respecte. Sunt niște reguli. Apreciez observația dumneavoastră. Gândim-mă la pietoni și, după cum observăm, e una dintre... Acestea sunt de ani bun de zile cauzele, principale cauze generatoare de accidente rutiere. Gândim-mă la pietoni, e foarte important să aducem la cunoștință că nu există, din păcate, la momentul de față, anumite modificări legislative care impun anumită condită în traficul rutier a pietonilor. La ce mă gândesc și ce vreau să expun aici este faptul că nu li se interzice pietonilor ca în timpul traversării petrecerii pentru pieton și cu siguranță se observa și noastră să utilizeze telefonul mobil. Așa. Mulți dintre... Poftim? Exact, confirmați și dumneavoastră sesizarea mea. Aici e foarte important să în viitor apropiat să ne armonizăm și noi legislația să fim în ton cu tehnica până la urmă și cu modul de a și cu conduita pietonilor, întrucât în momentul în care știm cu toții foarte bine, în momentul în care ți este concentrată privirea asupra unui obiectiv, automat deja spațial nu mai repere, nu mai siguranță asupra ceea ce ți se întâmplă. Ba mai mult, cu siguranță că ați văzut fie pieton care traversează se uită, privesc în continuu în ecranul telefonului, mai, din păcate, mai sunt și situații în care pietonul își scapă telefonul și se întoarce brusc și automat există iminența de implicarea lui într-un accident rutier, ca să nu mai zic de traversarea în fugă a drumului public. Din păcate, cei mai expuși, vă zic, din practică, sunt pe extremele. Mă refer aici la fie persoane vârstnice, fie copii. Și în cazul în care ce ar trebui să știe pietonii, acum eu zic din perspectiva unui conducător auto, da. Ce ar trebui să știe pietonii în momentul în care traversează petrecerea de pieton, da. Doar semnalizată, marcată, fără semaforizare, da. Dar e trecere de pieton. Pentru că am auzit multe cazuri în care ei, chiar dacă traversează în fugă, vin tu efectiv n-a pus să-l vezi. Chiar dacă reduci viteza, dar țâșnește în față, e petrecere, dar țâșnește, aia e o altă problemă mult mai mare. Dar urma să mă refer și la aia. Și pietonul vine în fugă, dar el, dacă Doamne ferește, se întâmplă ceva, el susține, Doamne, a fost petrecere. Păi ai fost pe trecere, dar nu vii cu micul pe trecere. Din păcate... Nu știu, adică trebuie să conștientizeze și ei chestia asta. Din păcate, aici de-aia invocam faptul că sperăm și noi ca să și cu privire la conduita pietonilor să existe niște responsabilități și niște restricții mult mai serioase, să îi responsabilizeze și pe ei, pentru că de multe ori pietonul se consideră suveran petrecerea pentru pietoni. Într-adevăr, sunt de acord cu ce ziceți dumneavoastră, numai că vine pe de altă parte codul rutier și spune că noi trebuie să în preajma trecerilor pentru pieton trebuie să adaptăm o conduită preventivă ca să evite implicarea noastră într-un astfel de eveniment. Domn doctor, nu știu acum, mai în glumă, mai în serios, uitați-vă în cameră la mine sau la colegul și explicați frumos ce înseamnă biciclist ca vehicul și pieton cu bicicletă. Pentru că nu odată am pățit că mergeam, depășeam biciclistul sau eram în apropierea unei treceri de pieton și el țâșnea petrecere pe bicicletă zicând, domnule, păi este petrecere, am drept. Nu este. Deci odată e vehicul participant la trafic și altă dată e pieton pe lângă bicicletă, pe trecere, nu pe bicicletă, pe lângă bicicletă. Da, este foarte clar și foarte simplu. Traversarea drumului public, în loc marcat corespunzător, respectiv petrecerea pentru pieton de către bicicliști, se face pe lângă bicicletă. Este interzisă traversarea trecerii pentru pieton pe bicicletă. Eu știu, dar alții nu știu. Și au fost situații în care
erau să fie evenimente rutiere, că eu am văzut. Mie nu mi s-a întâmplat în sensul în care era la vreo 6 metri în față când a făcut manevra în zona maternă, unde e sensul la giratorul cu tineretului. Da. Dar mă gândeam dacă era mai aproape și intram în coliziune, cum era. Că acum eu să mă apuc să explic. Și mai este o chestie, în ce măsură bicicliștii sunt obligați să cunoască reguli de circulație? Da. Și vă întreb de ce. Pentru că tot în zona maternă, dar veneam, să zic, dinspre micro 3 spre centru. Și dacă știți, vis-a-vis de stația de autobuz, cam pe unde stațiurile, sunt mai multe parcări, scoaruri de parcare, pe partea dreaptă, cum vii spre centru, înainte de stația de taxi. Și era un biciclist, eu mă apropiam, noroc că era și roșu la semafor și așa, și era un biciclist care vrea să iasă dintr-o parcare în drumul principal, cum ar veni. Și eu mergeam încet și el venea încet și acum mă gândeam, iese sau nu iese. Eu oricum eram atent că dacă cumva iese. Și la un moment dat, el a continuat să iasă și a frânat, că m-a văzut acolo pe, venind pe drum, a frânat și a început să mă certe că eu nu mă uit, nu-l văd că el iese în drum. Și l-am întrebat că dacă cunoaște cum e cu prioritățile și o zic, ce treabă am eu ce cunoaște el? Și atunci eu mă întreb, el nu are nicio responsabilitate ca participant la trafic. Că, păi eu știu că are, dar el crede că e suveran, adică bă, tu nu mai văzut că eu ies în drum. Poate am văzut, dar tu nu știi că n-ai voie. Și de aia zic că pot să apară tot felul de evenimente neplăcute. Dacă nu s-a materializat evenimentul acesta neplăcut, înseamnă că ați condus preventiv. Păi am condus că m-am oprit și eu, s-a oprit și el și așa, că dacă Doamne ferește era să fie verde la semafor și aveam viteză, Doamne ferește, poate se întâmplă ceva. Vedeți de ce invitam mai devreme la responsabilizare și responsabilitate în trafic, că actul de conducere produce foarte, foarte mult stres și mai ales în... Degeaba un conducător auto e atent când vine cineva care nici măcar nu cunoaște regulile și își impune punctele lui de vedere fără nicio bază. Știți cum zic eu? Să fac ce ține de mine cât mai bine și legal și după aceea... Domnul, de bicicliști acum vreo 2 ani la cantina Electroceramica, un echipaj, l-a oprit pe un biciclist, îl dea pe gol și l-a pus să sufle în fiolă și a refuzat. A zis că el nu e șofer să sufle în fiolă. Ce măsuri se poate face? Nu, se poate, nu, din păcate, conducătorilor de biciclete, spre deosebire de conducătorii de vehicule, în situații de acest gen, nu li se poate întocmi dosar penal pentru refuz de recoltare probe biologice. Înseamnă că știa omul. Știa. De asta a refuzat să suflete. Vă zic din practică și cred că o să-mi dați dreptate, cu siguranță că a mai fost sancționat. Probabil. Cu siguranță probabil. Că a mai fost sancționat. Probabil. Sunt la asta. Sunt la asta mai fost sancționat. Cel puțin 4 date de dor. Da, ca și biciclist. Ești obligat să poți cască și vestă? Ar fi... Da, da, pe timp de noapte. Auzi ceva când o zici, vezi, dacă depinde pe drumul drumului și nu ai vestă, s-ar putea să... Pe timp de noapte și unde nu este iluminat, pe o mențiune foarte importantă, unde nu există iluminat public. Mai există restricții de vârstă la bicicliști care ajung pe drumuri publice? Că parcă la un moment dat era că... Copiii nu au voie decât însoțiți de un adult. De la 14 ani parcă era voie. Păi, hai, zic că de la 14 ani. Sunt alte informații noi în sensul mai nu să știm. Și casca e obligatorie, nu? Da. Nu e obligatorie, nu e obligatorie, e recomandată. Deci bicicliștii au mai multe responsabilități. Și nici cei care, că zice, ziceați de diferența între bicicliști și conducători de vehicule. Da. Da. Și căruța e vehicul, numai că e cu tracțiune animală. Corect. Și ei, sunt, din păcate, se încadrează în aceeași latură ca și bici. Mi-aduc de aminte cel de la Electroceramica, îi spune la pacientul de circulație, că l-au zis că noi, dar să vede că ești băut. Am zis, dom'le, nu m-ați văzut pe mine când îți băut, ce nu acum. Vă cred. Și-a refuzat să sufle, nu. Cu privire la accidentele rutiere, ce mai vreau să vă zic?
cu cel, grința centrului putere supune următoarea rezultat vătămarea unei sau multe persoane. Dacă mai aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Am acoperit ce am esența vis-a-vis de părăsirea lucrurilor și așa mai departe. Vreau să aduc în la cunoștință, tot din activitatea practică, anumite obligații pe care le avem noi în cazul în care suntem implicați într-un accident rutier cu pagube materiale. Accident cu pagube materiale sunt cunoscute în limbajul popular comun ca cele tamponări. Bun. Pentru că există multe situații de acest gen, codul rutier ne obligă pe noi ca și conducători în cazul în care am fost implicat într-un accident rutier cu pagube materiale să ne luăm măsuri în cazul în care există posibilitatea să îndepărtăm vehiculul de pe parc. Atenție, doar în cazul în care sunt produse pagube materiale. Să îndepărtăm vehiculul pe marginea părții carosabile pentru a asigura fluența circulației. Și o chestiune foarte, foarte importantă, să anunțăm în termen de 24 de ore unitatea de poliție competentă pe raza căreia s-a produs evenimentul rutier. Dar aici intervine o excepție pentru a faciliza și a exclude, să zicem, intervenția organelor de poliție. Legiuitorul a pus în aplicare acel constatat amiabil, acel formular de constatare amiabil pe care, în momentul în care contează polița de asigurare obligatorie, este eliberat. Formularul acela care este două culori, roșu, albastru și galben. Bun. În cazul în care, e foarte important aici, în cazul în care dumneavoastră și celălalt participant la trafic ați încheiat un formular de constatare amiabilă, atunci nu mai sunteți ținuți de obligativitatea de a anunța organele de poliție în 24 de ore, urmând a se depasa fiecare la asigurător și să pentru deschiderea dosarului de daună. Și în ce cazul ești obligat să mergi? Ce anume? În ce cazul ești obligat să mergi la procesare? Dacă dumneavoastră, să zicem, nu sunteți de acord să încheiați un formular de constatare amiabilă, vă puteți deplasa la unitatea de poliție și se soluționează evenimentul rutier de către agentul constatator. Deci, practic, te poate ajuta dacă asigurarea care are respectivul nu te despădubește, dacă ai de la poliție, nu? Da. Te poate ajuta. Este o măsură facilă și pentru conducătorii auto. Mult mai simplu, mult mai rapid se poate soluționa evenimentul. Eu, formarea asta de constatare amiabilă, consider ca un element de civilism. Dacă poți să încheie o asigurare cu o firmă care nu despătură, știi? Dacă ai făcut amiabilă, corect, nu mai rezolv nimic. Da. Ai rămas cu palmul. Sau există varianta, îi dai casco și te duci cu amiabilă și casco îți face mașina și se împărează de la asiguratorul respectiv. Exact. Există și posibilitatea. Dacă dumneavoastră mai aveți întrebări privind la evenimente, acestea, singura întrebare aș mai avea. Da. Ce se întâmplă cu conducătorii de atelaje, cei care sunt cu căruța, exact ca și bicicliștii, dacă îl găsește botul, poate testa sau nu? Da, poate testa, dar nu se recoltează probe de biologie de sânge. O să fac mențiune în acest sens. Un subiect foarte, foarte sensibil. Nu vreau să zic neapărat ca o laudă, dar în cursul lunii ianuarie, poliția Turda, sub coordonarea și supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Turda, au propus arestarea preventivă a unei persoane depistate sub influența băuturilor alcoolice cu o anumită limită excesivă, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei Turda și-a însușit propunerea formulată de către organele de urmări penal și a dispus cercetarea în stare de arest preventivă a acelei persoane. Este un caz în destul de rar ca pentru, doar pentru
o singură infracțiune, respectiv de conștiință de influența alcoolului, să se dispună o astfel de măsură. Ceea ce pe mine, ca organ de urmărire penală și ca și polițist rutier, mă bucură foarte mult, pentru că se conștientizează și în rândul magistraților periculozitatea pe care o prezintă un conducător aflat sub influența alcoolului și practic iminența implicării lui în diverse evenimente rutiere care pot să producă cât mai consecințe cât mai din cel mai grave. Primele la conducerea sub influența alcoolului trebuie să facem distinție în două situații, în cazul în care constituie contravenție și aici am discutat adineauri și în cazul în care constituie infracțiune. În cazul în care constituie contravenție, vorbim de articolul 102 din codul rutier și vorbim de o limită în aerul testat de până la 0,40 mg per litru alcool. Bun. În cazul în care conducătorul la auto este depistat ca având această limită în aer respirat, îi se reține permisul în vederea suspendării pe o perioadă de 90 de zile, iar sancțiunea poate să fie de la 1305 lei până la 2900 de lei, 920 puncte de amendă totodată. În cazul în care s-a condus sub influența alcoolului, fiind vorbind de o limită contravențională, se eliberează o dovadă fără, ce discutam adineva cu dumneavoastră, fără drept de circulație. În cazul în care conducătorul este ulterior depistat ca circulând, el va fi cercetat pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care are suspendat exercitarea acestui drept. Trecând la conducerea sub influența alcoolului din punct de vedere penal sau al infracțional, în cazul în care un conducător auto este depistat cu o limită de alcool peste 0,40 mg per litru, el este obligat să se supună recoltării probelor biologice într-o unitate medicală a sigur autorizată. În cazul în care persoana refuză să îi fie recoltate probe biologice, va fi cercetat pentru comiterea infracțiunii de refuz de la recoltarea de probe biologice. Vă zic din practică, cu siguranță că și magistrații privesc și tratează cu mai multă seriozitate refuzul decât conducerea sub influența alcoolului în sine. Pentru că practic reprezintă și un element de sfidare a legilor și un element de neasumare a faptei comise. De aici au intervenit, în practică, diverse scuze sau ale conducătorilor auto care invocau faptul în trecut că le era frică de ACE sau urmează un anumit tratament medicamentos care e incompatibil cu recrutarea de probe biologice. Vă zic din practică și din ce știu eu și poate confirmă domnul doctor că nu există niciun pericol în acest sens vis-a-vis de afectarea stări de sănătate unei persoane. Există, domnul doctor, situații în care nu poate lua o probă de sânge, domnule, domnul, pentru analize, dar nu medical, ce fi interzis. Și dacă este referă la medicație care scade factura de sânge. Dar și acolo trebuie să se recolteze probe ca să vadă gradul de coagulabilitate. Deci, da, ce dumneavoastră erați foarte, cred că ați fi fost foarte interesat dacă... Vreau să mă aduc la cunoștință câteva obligații, sfaturi, recomandări ale conducătorilor de altor vehicuri, respectiv licitiști, tot se apropie timpul de vară și mulți dintre noi preferă să își petreacă timpul liber ca o plimbare cu bicicleta. Dar eu, tot din practică, vă zic că, din păcate, la noi, e o expresie pe care o folosim noi,
deplasarea pe bicicletă de multe ori poate fi, din păcate, un sport extrem. La noi e foarte, foarte sensibilă deplasarea pe drumul public pe bicicletă, cu atât mai mult de către copii, vârstnici, ca să nu mai zic de persoane care se află sub influența alcoolului. Este cineva care are bicicletă și obișnuiește dintre ce prezenți? Mă duc în parte copii, dar nu castă, pentru că sunt foarte cutine în care am discutat o despre sunt din păcate și pietonii sunt o cauză foarte de sentimente generatoare de accidente rutiere. Pe partea responsabilă, deci cu ai o recomandare să poată haine cu... Da, e recomandabil să poată haine de culoare justiță, pentru că cel de culoare este foarte clar că estompează vizibilitatea și prezența în trafic a... Deci asta e recomandare? Ce recomandare aș mai avea eu, ce ziceam și adineaur, vis-a-vis de comportamentul în traficul rutier? Ne asumăm actul de conducere, să fim responsabili atât în relația cu ceilalți conducători participanți la trafic, cât și cu, vă recomand eu, cât și cu agentul de poliție rutieră. În cazul în care orice măsură s-ar lua față de un conducător auto, există căi legale care, în urma cărora se poate soluționa cu o soluție sau alta. Se întocmește un proces verbal de constatare, de contravenție. Există termenul legal de punerea contestației. E de multe ori în trafic, până la urmă, relevă gradul de educație, de civilizare a fiecăruia dintre noi. Și ajungem la meteagna aia pe care auzim toți, mulți dintre cei care au revin în țară după ce au fost plecați în străinătate, știm că spun că și afirmă și e trist până la urmă că dincolo respectă regulile de circulație, pentru că de fi sancționat aspru, drastic, dar când se întorc în țară știm foarte bine că suntem în principiu, las că la noi merge și așa. Mari viteși la volan, deci numere de Spania, de Italia. Vreau să întreb și eu. Da, vă rog. Dacă un accident rutier, se produce un accident rutier și mașina care e implicată pleacă de la, face o depășire, eu vin din partea opusă, ies în decor și eu pleacă mai departe. Da. Eu rămân cu mașina distrusă și eu... Da, bun. Dacă trebuie să facem o mică distinție și o să încerc să vă clarific memoriile noastre. Dacă au rezultat doar pagube materiale, atunci veți sesiza evenimentul unității de poliție, da? Vi se va lua o declarație, veți fi testat cu aparatul alcool test, vi se va elibera o autorizație de reparație și aici deja intră de competența poliției să efectueze cercetări, investigații, verificări cu privire la care să conducă la identificarea conducătorului auto. Dacă în urma accidentului s-a produs și vătămarea corporală a noastră sau unui alt pasager din autoturism, atunci se întocmește un dosar penal și pentru vătămare corporală din culpă. Și dacă nu, doar dumneavoastră, nu vi se poate reține nicio culpă cu privire la producerea accidentului rutier. Și pentru părțirea locului accidentului. Vorbim, practic, de un dosar penal în care se vor efectua cercetări cu privire la mai multe infracțiuni. Bun, și dacă nu-l putem identifica pe un fel, îl identificăm. De asta suntem polițiști. Trebuie să-l identificăm. Deci nu recunosc numai mașina, era un Jeep, nu i-am văzut numărul. Trebuie să fie Jeep? Nu, zic și eu, era un BMW. Deci mașinile ies din discuție. Sunt mai optimist și din practică vă zic că am găsit într-un caz un eveniment rutier
în urma căreia conducătorul s-a deplasat de la fața locului, chiar dacă după mult timp, respectiv 12 ore, dar tot l-am găsit. Tot l-am găsit și chiar în zona asta de competență, dar fiind un dosar de urmări penale, foarte multe detalii nu vă pot da, dar vă zic că dispune de mijloace, metode specifice prin care încercăm să identificăm persoana. Eu vreau să vă mai întreb ceva, eu n-am fost de prima atunci. Șicanarea în trafic. Da. S-a schimbat ceva în nouă conducere? Ziceam... Știți foarte bine ce înseamnă șicanarea. Da. Că cu asta vă ocupa. Da. Nu mă... Nu mă gândea ce înseamnă de la ce spune asta cu șicanarea. Dar să continui într-un spirit de glumă, apreciez sinceritatea dumneavoastră. Până la urmă suntem prezenți în trafic pentru toți. Vă zic că puteți să luați așa un rău necesar. Efectiv, pe drumuri se întâmplă tragedii. Îmi place să folosesc o vorbă, dacă am fost deposedat, să zicem, de bun din patrimoniul nostru, fie că e un telefon mobil, sumă de bani sau așa mai departe, sub o formă sau alta, persoana păgubită și-l va recupera, sub o formă sau alta. Dar vin și zic eu, în momentul în care ți-e afectată integritatea corporală și se produc victime unui accident rutier, plecând de la vătămări corporale ușoare, grave sau chiar de intervenirea unui deces unei persoane, vă zic că efectiv nu exagerez, dar vorbim de reale tragedii. Reale tragedii avem situații în care multe familii efectiv au fost grav afectate de pierderea unui membru de familie. Deci credeți-mă că e ultimul lucru, vă zic cu maximă responsabilitate, e ultimul lucru în care vrea să fim implicați. Și o să vă răspund imediat la ce ziceați dumneavoastră. Din păcate, doar după ce suntem implicați într-un eveniment rutier, vă zic că așa, asta e reacția conducătorilor auto. Dacă aș fi fost mai atent, dacă nu m-aș fi grăbit 5 secunde, dacă aș fi fost atent la tot ce se întâmplă, dacă nu eram agresiv în trafic și așa mai, departe. Vis-a-vis de șicanare în trafic, din păcate, cum ziceam și reiterez și repet ideea asta, e un act de responsabilitate conducerea, actul de conducere în sine și poate foarte ușor de aici să se escaladeze în diverse laturi. Ce vreau să vă zic, dumneavoastră în particular, cum ați întrebat, noi trebuie să constatăm în mod direct contravențiile la regimul rutier. Dar cu formă de glumă. Deci nu putem, din păcate, nu putem lua măsuri împotriva unui conducător auto. Poate ajuta o cameră. Dacă există mai multe probe, cu siguranță, dar trebuie și aici administrat. Da, de multe ori șicanările în trafic se transformă în altceva. Corect, în agresiuni fizice, în distrugerea unor bunuri, cum ar fi un telefon mobil sau... Acum, așa sunt formă de cum ce zicea domnul cu șicanarea în trafic, da, pe care îl opriți cu mașina, la sigur că va declara că l-a șicanat în trafic, nu? Da, am vrut să spuneți la un moment dat și a existat ideea de recomandare a achiziționării unei camere auto. În cazul în care nu există astfel de cameră, noastră la nivelul municipiului Turda, de exemplu, aveți posibilitatea să folosiți imagini de camere amplasate fizic în municipiu? Da, le folosim. Au fost situații în care să aveți nevoie cred să le multe utilizați. Da. De multe. Deci pot intra. Ne putem și avem și sprijinul administrației locale în acest sens. Există un sistem de supraveghere video pe raza municipiului. Deci există colaborare și se pot utiliza imaginile dacă da, nevoie. Se pot.
Și apropo de situații de astea, n-ai cameră de bord, se întâmplă un eveniment rutier, că au mai fost cazuri. De exemplu, se schimbă șoferul, pentru că cel care era la volan consumase alcool și vine altul și se pune în locul lui și zice eu am fost. Într-o chestie de unul la unul, să zic, două persoane într-un vehicul, două într-altul. Deja sunt doi contra doi, cum ar veni, la nivel de cuvântul unul împotriva cuvântului celuilalt. Dacă eu, de exemplu, pot să filmez faptul că s-au schimbat șoferii, filmarea... Ca și terță persoană? Nu ca terță persoană neapărat, probabil ca cel care e implicat. Sau și ca terță persoană, o astfel de filmare poate fi folosită ca probă în susținerea faptului. Dacă, bineînțeles că dacă sunteți de rea credință, puteți fi tras la răspundere, că se poate, de aici îi vaga foarte, foarte ușor, că filmarea se poate face în favoarea sau în probarea realității. Nu știu, eu vă ofer filmarea, să zic, ca posesor al filmării, indiferent cine ești, dar eu cred că până la urmă tot la latitudinea noastră îi se apreciază dacă e valabilă filmarea. Dacă e filmarea, utilă proba sau nu. Da. Atenție la pixelul ăla. Când îi dai domnului filmarea, că sunt 200 de ore, s-au prins pe ori normal, că s-a prins. Nu. Deci, mai am o întrebare. Apropo de biciclete, pe drumurile europene, se poate circula în afară. Da. Pe autostradă? Pe autostradă nu, nici cu vehicule cu tracțiune animală pe autostradă. Aminteți la un moment dat de... Dacă telefonul mobilul e interzis, da, a fost folosit la afară, da, dar am suport. Da. Dacă nu filmezi cu camera de la telefon, okay, telefon, fără să fie internetul pus, dar eu filmez, să mai consideră live la volan sau nu? Depinde ce, cât trafic de dată aveți. Deci, mă oprește agentul de poliție. Deci, textul de lege zice foarte, foarte clar. Este interzisă utilizarea telefonului mobil în timpul deplasării. Da? Utilizarea telefonului mobil poate fi fie că utilizați dispozitivul la ureche, fie că îl manevrați, îl butonați sau așa mai departe. Deci este interzisă în orice ipostază în timpul deplasării. Bun, atunci îl utilizați, dar dacă îl utilizați, asta înseamnă că sunteți cu butonați. Nu, corect, se poate utiliza, simplu, cum să nu, pe nu? Îl utilizăm mulți ca și pe post de GPS. Nu e nicio problemă. Dacă stai la semafor... Da, vă rog, scuze. Dacă stai la semafor și vorbești la telefon, da, stai pe roșu. Da. Nu, asta ce părere aveți? Ești în circulație. Ești în trafic. Și când staționezi, corect. Acționezi din spate și te săgați o vorbire. În timpul deplasării. În timpul deplasării. Dar te rog discuții. Dar se rupe oprea la semaforul. Acum este de a merge un post staționare. Da. Poliția comunitară are mai multe atribuții. Polițiștii, așa cum îi cunoaștem noi, colegii noștri polițiști locali, poate să vă facă sancționeze pentru că ați staționat, ați oprit sau ați pătruns pe un acces interzis, sau poate să vă sancționeze, astea sunt atribuțiile lor pe linie rutieră, poate să vă sancționeze în calitate de peton, ca urmare a faptului că ați traversat neregulamentar. Deci au și ei atribuții pe linie de rutieră. Sunt și polițiști care nu pot să, unii dintre polițiști neoperativi, care nu pot să dea permis de conducere, dar cei de la structura de rutieră de la poliția locală, cu siguranță că posedă toți permis de conducere. La început anilor 90 povestea un polițist de la Iara, el nu poseda permis de conducere, dar era obligat să, dar cum erau puțini, traficul pe drum, mai ales când era târg la Iara și tot, îl scotea dincolo. Începul să învețe și legislație, că n-avea ce face. Eu zic că, adică, e bine, nu arat un timp, acum concluziile sunt că... S-au mărit amenziile, că s-au mărit punctul de... Nu, a rămas. A rămas și în 2019, la fel, 145 de lei. 145. Ideea este că dacă n-ai mașina cu verificarea
în momentul ăsta trebuie, când ai fost la început, în momentul ăla tragi pe dreapta și îți duci mașina cu remorca, indiferent cum e, ca un element important. Partea medicală s-a schimbat foarte mult. Ce a mai fost interesant? Posibilitatea de plata amenzii 15 zile calendaristice, nu lucrătoare cum era, nu? Da, la jumătate s-a schimbat. În 15 zile calendaristice, în octombrie, 48 de ani. Dacă dumneavoastră mai aveți întrebări, necarități, singură întrebare, doar așa ca idee de, știu, date statistice, dacă aveți, sau măcar orientativ, spuneați că municipiul, sau mă rog, județul Cluj este pe locul 2 la evenimente rutiere. Da. Există, cel puțin orientativ, o statistică a cauzelor evenimentelor? Da, cele pe care le-am fost prezent. Da, alea sunt de mulți ani de zile cauzele generatoare de accident rutiere, viteza sub aspectele excesive sau neadaptate la condițiile de drum. Indisciplina pietonilor este iarăși o cauză generatoare de accident rutiere, indisciplina bicicliștilor este o cauză principală de logica accidentelor rutiere și neacordarea de prioritate sub cele două aspecte, fie neacordarea de prioritate a vehiculelor care au dreptul să se deplasează pe drumul prioritar, fie neacordarea de trecere pietonilor care se deplasează regulamentar în traversarea drumului public. Și conducerea sub influența băuturilor. Să știți că din fericire nu este o cauză. Într-adevăr avem foarte multe dosare de urmărire penală întocmite ca urmare a consumului de băuturi alcoolice, dar cazuistica nu relevă condusul sub influența alcoolică ca unul dintre factorii principali de produce accidentul rutier. Cu siguranță, mai mult aici vorbim de consecințele și de impactul până la urmă a producerei sau de impactul pe care îl are un accident rutier ca urmare a faptului că persoana responsabilă a condus sub influența alcoolului. Deci, cu alte cuvinte, prinde înainte să facă accident. Bine, de tot. Da. Dacă lovești cu un prieten și te înțelegi cu el și te iei mașină și pleci cu el la bine, dar cineva din jurul face sesizează poliția să se consideră până de la un accident. Ce înseamnă ce înțelegeți să mă înțelegeți cu el? Să-l iau și să-l duc la mine, să-ți mă rog, nu-ți fac cineva. Să-l duc la mine. 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 Poate să pune cineva la trecere să lovească. Intenționat. Dacă-l duci acasă. Să știți că inclusiv testul de genul ăsta au existat în situații în care intenționat un pieton s-a lovit de... Și eu personal am văzut o situație intenționat, pietonul s-a lovit de vehicul. Păi, foarte mare atenție trebuie avut aici. Foarte, foarte mare atenție. Mai bine, chiar dacă recomandarea mea e... Chiar dacă persoana nu se deplasează la spital, să ne sesizați. Este mai bine. Dacă refuză să se deplaseze la spital, practic, vă zic despre ce vorbim. Nu se intrăm în latură penală. Dacă i s-a cauzat o vătămare corporală, se face cercetări sub aspectul comiterii infracțiuni de vătămare corporală din curte. Dacă persoana accidentată nu depune plângere sau pală pentru efectuare de investigații și nici nu va depune plângere prealabilă, practic noi nu putem face nimic, dar e mai bine recomandabil să fim anunțați. Chiar dacă este vina noastră, chiar dacă este vina lui, chiar dacă este, poate mai mult dacă este vina noastră. Să știm, pentru că de aici, decurg, dacă ați fost atent la ce ziceam atâna, au foarte multe consecințe negative vis-a-vis de posibilitatea efectuării de cercetări sub aspectul infracțiunii de părțile oculare. Mulțumim!